Loki, sezonul 2, episodul 4. Cred că o să îmi bag picioarele și vorbesc direct cu spoilere. Ce pot să spun fără spoilere este că e not great, not terrible în continuare. Am vorbit deja despre toate episoadele de până acum. Ăsta e ultimul apărut. E ok. Dar n-aduce prea multe la masă. Personaje în continuare dezamăgitoare, cu potențial ratat. Kang, Loki. Nici măcar personajele puternice, feminine, băgate forțat aici nu sunt interesante, sunt tot timpul serioase și depresive și pe ciclu. Se întâmplă ceva, nu e cu spoilere încă, se întâmplă ceva în episodul ăsta 4, la final, care e un cliffhanger din ăsta, te lasă, așa, e enervant. E unul din alea, cam, știi, sfârșituri din alea de te lasă să aștepți o săptămână pentru continuare, te lasă așa destul de în aer, știi, special ca să te uiți, știi, să te prindă, doar că m-au pierdut atât de mult serialele astea de la Marvel, Star Wars în ultimul timp, în afară de Andor, încât am înțeles ideea, dar nici măcar un cliffhanger din ăsta așa maxim nu prea mai are niciun efect. Adică dacă n-ar mai scoate Loki pentru că nu știu ce s-a întâmplat, le-a ars arhiva, a luat foc toată camera în care țin toate astea, episoadele și nu știu ce. Bine, știu că nu mai sunt pe film sau de asta, dar mă rog, zic și așa, se întâmplă ceva, un virus și nu mai aș fi gen, ok, mi-ar lua 2 secunde să fiu, da, nu mai știm ce se întâmplă, nu o să mai vedem, ok. Pentru că, mai mult ca sigur, o să arate în 5 secunde, 5 minute în episodul următor, că de fapt totul e ok și ce personaje au murit deja sau nu știm dacă au murit sau nu, sau ai zice că gata sau așa, o să găsească o metodă și o explicație care nu există, dar o să o adreseze ca pe o glumă și atunci stai puțin, dacă au adresat dita mai gaură în poveste, înseamnă că e ok, pentru că știu și ei că e o gaură și au dat seama. Bun, dacă v-ați dat seama, e ok, nu prea merge așa. Bun, deci spoilere, da, pentru ăsta, episodul 4. Bineînțeles că l-au diminuat, cum să zic, personajul, i-au diminuat, au scăzut și mai mult interesul și importanța și amenințarea, puterea, așa, prezența lui Kang, prin faptul că, de fapt, Ravonna Renslayer a fost generalul, comandantul, nu știu ce, al armatei care s-a luptat pentru a face chestia aia cu bucla temporală, nu știu ce, să-i țină pe celelalte variante de Kang în afara timeline-ului sacru, știi, așa, deci a și zis că, credeam că avem nevoie de el, dar de fapt noi am făcut toată treaba, ea și cu Miss Minutes, inteligența artificială aia care e tot femeie, bineînțeles, femelă, ce vreți să-i spuneți. Normal că au trebuit să adreseze faptul că, bineînțeles că nici Kang nu e de fapt cea mai mare amenințare. După aia avem faza că Loki în sfârșit e mai șmecher, mai puternic, el și cu varianta lui feminină, care normal că e mai bună, cel puțin o prunează, o șterge, așa, pe Ravonna Renslayer, care e atât de neamenințătoare, este pur și simplu o femeie slăbuță, nu prezență, nu nimic, nu are nimic ca, știi, construit personajul respectiv să fie mai șmecheră decât Kang, care nici Kang, după 3 apariții, nu este deloc amenințător. E, odată, nici pe ăla care se presupune că a fost cel mai șmecher, cel care dăinuie, sau cum au tradus He Who Remains, nici ăla nu e, pentru că de fapt Ravonna Renslayer și cu inteligența artificială fetiță, femelă, au făcut toată treaba. Ăsta care apare, Victor, ăsta, varianta lui Kang, moare și e un bâlbuit, destul de enervant personajul. Nu neapărat pentru că e bâlbuit, dar de ce l-ai face atât de slab? Încă o variantă a lui Kang care nu e wow. De ce au alegerile astea și de ce mor toate variantele astea ale lui Kang? Destul de ușor. Da, foarte enervantă varianta lui Kang, bâlbuită, un fel de Einstein bâlbuit care... Da, am înțeles, el a construit TVA-ul, dar ori el, ori Ouroboros, e un paradox, nu știu ce, da, cine a venit prima dată, găina sau ou, știi, cine a apărut prima dată, știi ce, ok, da, e un potențial interesant undeva aici în serialul ăsta, cu mersul în timp, cu TVA-ul ăsta care este în afara timpului, deși... Nimic nu e constant, își încalcă regulile constant, asta e constant, că își încalcă regulile. Ba, vorbesc despre acum jumătate de oră, știi, ei sunt în TVA, acolo unde aparent nu funcționează timpul, dar au tot felul de semne, pe că cafeaua durează 12 minute, să aștepți după nu știu ce. V-au vorbit de multe ori că sunt în trecut, în TVA-ul din trecut și nu știu ce. Adică au niște expresii din astea, exprimări care spun clar că există timp și în TVA. Dar, ok, nu astea sunt. Astea dacă intri mult... prea mult, prea adânc, analizezi prea mult, găsești multe chestii care nu sunt neapărat atât de problematice. Sunt în sensul că nu e construcția lumii făcută grozav. Nu sunt multe chestii care nu prea merg. E vorba de regulile mai mari care sunt convenabile pentru a înainta povestea. Și acum cea mai mare cliffhanger, cea mai mare întrebare este ce s-a întâmplat. A explodat aparatul ăla, Time Loom, ăla care ținea universul sacru stabil și nu știu ce, a explodat. Și deci, nu știm. O să vedem ce se întâmplă. Dar cel mai probabil, asta vreau să zic cu Ravonna, cel mai probabil o să se ducă toți în locul ăla acolo unde ajungeau ăia care erau șterși cu bastoanele alea, probabil o să ajungă toată lumea acolo, probabil o să, nici nu știu ce, o să renunțe la multivers? Nu cred, dar nu știu, și o să fie un singur univers și atât, nu cred, dar sigur Ravonna o să fie și ea acolo, sunt sigur că n-a murit, pentru că știm că dacă îl ștergi, nu mor, așa că degeaba a fost Loki șmecher și a omorât-o pe Ravonna, care nu e deloc amenințătoare oricum, dar era cea mai puternică cică, nu știu ce, mă rog, așa, și a fost mai satisfăcător, degeaba, pentru că probabil n-a murit. Plus faptul, dacă luăm și faptul că femeia Loki, în loc să o omoare, a aruncat-o, să zicem că n-avea cum să se aștepte că să se întoarcă de acolo de la sfârșitul timpului, dar nu i-a luat chestia aia ca să crească șansele să se întoarcă, știi, nu i-a luat chestia aia, nu... Normal că nu are sens, pentru că trebuie să fie convenabil ca să reapară anumite personaje, pentru că le e prea frică cum să pățească personajele feminine ceva, cum să fie mai slabe sau să fie învinse sau să nu știu ce. Nu, probabil de asta. Și chiar dacă nu e asta motivul, oricum personajele astea sunt slabe, enervante, nu aduc mai nimic, era mișto dacă gândeau altfel, să fie mai distractiv, mai inteligent, mai interesant, să aibă ceva impact, dar nu prea are, nu au ajuns aproape nicăieri și sunt sigur că ai zice că poate acum că în sfârșit în episodul 4 din 6, da, mai avem 2, s-a întâmplat ceva și acum urmează. Pun pariu că nu o să fie, pun pariu că pur și simplu o să găsească o metodă să revină aproape totul la normal și o să lase ceva pentru următorul film. Și următorul film, cum a fost, știi că au lăsat în Loki sezonul 1 pentru Ant-Man, în Ant-Man o să fie super dezamăgitor, adică a fost. Și acum următorul care o să apară după, adică The Marvels probabil, e după Loki sigur o să aducă ceva la masă care, wow, o să readucă Marvel-ul pe linia de plutire. Sigur, sigur. Trebuie să regândească toată strategia, pentru că nu merge, nu merge. Sunt de acord dacă v-a plăcut, Loki sezonul 2, dacă vă place, dacă v-au plăcut și nu v-au deranjat aspectele astea. Ok, foarte bine, părerea voastră. Asta e părerea mea și mie mi-au plăcut anumite chestii, sunt anumite chestii interesante, sunt anumite chestii care m-au prins, dar sunt foarte sceptic că se va întâmpla ceva cu ele, pentru că m-am cam lămurit unde ne îndreptăm. Dar o să urmăresc în continuare aproape, dacă nu toate chestiile, cum încerc, știi, la filme, la seriale, nu știu ce, pentru că nu știi niciodată cum apare un Andor, de exemplu, de nicăieri foarte bun, după mine. Știi? Da, și acolo sunt niște chestii care sunt cu semnul întrebării și acolo niște nu știu ce, dar nu atât de multe, în niciun caz. Da? Și da, ține și de gusturi și de așteptări și de așa, dar e clar că au cam dezamăgit cu personajul Loki distrus, Fury distrus, Kang nu extraordinar, așa că nu știu ce vor face în continuare, mai ales că actorul ăla acum intră în proces și probabil o să trebuiască să-l omoare pe Kang, poate chiar asta au făcut. Cu ce se întâmplă în episodul 4 ăsta nu știu. Deci, ce vreți să urmeze pe acest canal, nu uitați să vă abonați aici undeva și ce părere aveți despre Loki și unde se duce Marvel, în ce direcție ne ducem. Ce părere aveți? Sunt curios dacă vă place sau nu. Zonare foarte plăcută, pupa, da, pa, da, pa, da, pa.